salutări la toți abonații. După cât știm, eu am vândut mașină și conduc eu acum. Este un Hyundai. Băieți, vedeți și de ușii stăt. Măcar are piele. Hai să pornim și să o ducem acasă. Noi mâine trebuie să ne luăm altă mașină și trebuie pe asta să o ducem, că asta e temporar la noi. Opa! Cel mai interesant la dânsa că ies pornește. Dar restul și are mai prin prejur, asta nu e important. Ducem mașina asta acasă și astăzi o să vorbim despre cum să-ți faci un permis în Statele Unite. Cât e de greu, cât e de ușor, ce documente ai nevoie și ceva de genul dat. Și tot astăzi, uitați-vă până la urmă, pentru că o să postez parte din o cursă unde s-a salvat în calculator și acum am dat de ea și eu cred că va fi interesant. Pentru că știu că viitor de șoferie americană și o postăm astăzi, așa că ne vedem mai curând. Și tot astăzi o să vă dau un răspuns la o întrebare care de foarte multe ori se dă în fiecare video. Dacă poți conduci cu un permis european în Statele Unite? Păi poți conduci numai cu permisul de ăsta simplu, categorie B. Pe perioada vizei, asta e undeva jumate de an să dă fiecare viză. Și atât, mai mult nu poți. Și deci, cum poți să faci un permis în Statele Unite? Simplu, trebuie să fii legal în țară, să ai Social Security Number, este un număr, noi am mai vorbit despre el, acolo se înregistrează toată istoria ta. Social Security, cu Green Card, cu cetățenie americană, cu dreptul la muncă, în dependență ce tip de viză ai. Poți te duci în orice stat și poți să înveți și să susții la pentru permis de categorie A clas. Foarte simplu, nu mai trebuie să ai documentele necesare. Mai sunt situații când băieții sunt veniți pe viză turistică, statul New York vă oferă așa ocazie. Ei vă oferă permis de conducere doar pe perioada care aveți viza valabilă. Deci pe jumătate de an. Acolo nu aveți nevoie nici de Social Security, doar cu pașaportul și viza e pusă în pașaport. Nu aveți dreptul la muncă, nu aveți dreptul să lucrați pe Uber, chestii de asta. În Statele Unite e foarte ușor într-adevăr să obții un permis. Nu sigur 100%, dar foarte multe state nu vă impun să faceți școala de șoferie. Ca de exemplu cum avem în cazul dat. Mulți fac școala de șoferie, învață chestii astea și pierd foarte mult timp. În America este mult mai ușor, chiar condițiile în care poți conduce un automobil sau un autovehicul sunt foarte bune și chiar este foarte ușor de condus. Deci, e simplu. Eu, ca de exemplu, când am făcut permis, am învățat acasă, două zile, am învățat întrebările, m-am dus, am susținut. Experiență de condus deja avem din Republica Moldova. Am avut motociclete, conduceam mașina lui tata, chestii de astea și puțin aveam ceva experiență. Și foarte ușor am susținut pentru permisul de categoria B, să spunem. Pentru că întâi am făcut categoria B, după aia am aplicat pentru categoria A, pentru deja să conduc un camion. Și am învățat două zile acasă, teorie am fost și am susținut, a doua zi m-am programat la practică, am susținut totul din prima, nu am fost repetat niciodată. Trei zile mi-a luat pentru să susțin un permis, am cheltuit în jur la $200-250 tot cu teste, cu susțin practica, documentarea, acolo trebuie să achiți chiar plasticul ăsta. Ceva simplu, ușor, rapid. Îți vine acasă în timp de, după ce susții, îți vine acasă în timp de 10 zile, nu ai probleme cu chestiile date. Într-adevăr, au o sistemă foarte calculată și, într-adevăr, îmi place chestia dată. Ce e legat de CDL, Commercial Driver License, asta este A clasă, aceasta este pentru Europa categorie C, E, D, ceva de genul dat. Mi este puțin mai greu, dar în decurs de 3 săptămâni eu am susținut la permis, a fost foarte ușor, dar și foarte greu. Am înscris la școală, am făcut școala, am învățat, acolo erau probleme cu înscrierea la să susținem examenul deja, era un rând mare, deci puțin ne-am reținut, dar în 2 săptămâni eram gata. Dar luând în considerație că examinatorul care l-am avut eu, primul, ăsta era Doug, un american foarte strict,
avea cerințe foarte mari și la fiecare greșeală te descalifica. Și deci am fost descalificat de la practică. Teoria am sunut acolo pre-trip inspection, foarte ușor deja. Problema era practică. Deci când am făcut parcarea cu spatele la 90 de grade, am dat de 3 ori înainte, ceea ce nu se permitea. Și ca să schimb toată situația dată, deci am găsit un examinator mai puțin strict, care îl cheamă Lainey. Ceva de genul dat, nu mai țin familia, băieții mulți o să îl recunoască, că mulți au susținut la el. Am ales deja altă cutie, era automată, foarte ușor, am susținut 80% din teorie și practică, a fost tot ok, deci în final am obținut permisul și în 10 zile a fost prezentat permisul meu acasă, dar între timp mi-a dat un permis simplu, de hârtie, valabil 60 zile, îmi pare mi se, sau 30 zile, nu mai țin minte. Și haideți să vă spun care este costul obținerii unui permis. Cum v-am spus, pentru categoria B, foarte simplu, foarte ușor, foarte rapid, costul este undeva $200-250. Dacă susții totul din prima și nu dai în bară, deci ești sigur ce aici faci. Pe mine m-a costat un permis A-class CDL, deci m-a costat în jur la 4.500-5.000, luând în considerație toate costurile, arendă la mașină, combustibil, du-te vinul, toate cheltuielile pentru școală, undeva 3.500 m-a costat, plus plasticul ăsta, din nou, trebuie să achiți fiecare examen, $100, îmi pare mi se ceva de genul dat. Mai sunt cheltuieli adiționale, eu am calculat tot în prețul final, undeva $5.000. Unele state, ca de exemplu statul Illinois, acum un băiat a susținut care într-o săptămână jumătate a luat permisul, deci el nu a făcut școala, nimic, pur și simplu a făcut niște lecții acolo de practică, teoria a învățat-o acasă. Îmi pare mi se că a achitat în jur la 2000 practica, ceva de genul dat. Într-adevăr, într-o săptămână l-a învățat tot ce este nevoie și în final a susținut undeva până la $3.000. El a cheltuit pentru să obții un permis. Cam atâta informație am putut să vă dau eu astăzi. Eu cred că dacă o să mai aveți ceva întrebări, scrieți în comentarii. Deci eu pe viitor mă stăruiesc să răspund la fiecare. Eu am așa o organizare, răspund la întrebările voastre, nu toate odată, și mă stăruiesc să răspund la o întrebare mai interesantă într-un video și să vorbesc mai mult despre această temă. Deci nu l-a uitat să lăsați like dacă v-a plăcut acest video și haideți să urmărim următorul video care l-am făcut în luna octombrie 2017, așa un început de cursă din statul Georgia spre Illinois. Și haideți să vedem. Salutare! Noi astăzi luăm o încărcătură nouă. Am fost ieri acasă. Deja astăzi am ieșit la lucru. Ne-am odihnit puțin, o zi. Am fost și am mai făcut niște interesuri. Și acum noi ne încărcăm din un oraș foarte aproape de casa mea. Se numește Athens, Georgia, la 50 de mile. Astăzi o să luăm o încărcătură foarte importantă. Ea se duce la Wisconsin. Noi o să avem de parcurs undeva vreo 800 de mile, 800 și ceva de mile. Noi mâine după amiază, mâine după amiază, spre seară trebuie să fim acolo, trebuie să luăm și altă încărcătură. Noi ne încadrăm în timp, la noi dimineață, dați eu să parchez tirul acolo, el să mă încarce. Avem numai o paletă sau o baxă, îmi pare mi se, e foarte importantă încărcătura dată. Chiar mi-a spus că el o aduce și dați să schimbăm tirul. Așa. Că aici sunt mai multe tiruri. Toți așteaptă. E foarte mare companie ca produc transformatoare de astea care vedeți în imagini. Și cam așa să vă arăt cât e de mare e într-adevăr. Dacă vedeți, acolo ne așteaptă băiat cu forcliftul. Așa sunt bumperi peste tot.
să vedem cum ne încarcă. It's just this one? It's just this one? Yeah. You can put it in front. Yes. Ei, tare ușoară, trebuia să fie acoperit. După cât am înțeles de la dispecer, dacă așa suntem. Dar aici e o companie foarte mare, că eu sunt întinde până în coloiană. Produc așa tipuri. Dau mai înainte, mai tutelul. That's okay. I need to cover it. I need to cover it. No? El spune că nu trebuie. Can I have the paperwork or I need to go in the office? Okay, thank you so much. Dispecerul mi-a spus că trebuie acoperit, dar el spune că nu trebuie. Asta mi-e super. E foarte super. Ca vedeți, încărcătura asta trebuie să duc 800 și vreo 40 de mili, nu știu, trebuie să mă verific. 2,40 pentru fiecare milă. E fixată, e fixată la un palet și eu cred că o să punem două strapuri, două curele, să le punem ca una aici și una în spate. Da, să vedem cât e de fapt, dar e numai în chiroane pus, e numai în țânt pus. Nu, no, trebuia să punem ceva și deasupra. Am dat să ne uităm mai bine. Cât de bine se ține, ia. Eu știu că nu e grietare. Nu e ca și când e fixată bine, eu nu știu. Se pun, dar n-am voie să ating sus aici. Și aici măcar s-a văzut și aici în partea asta cu ceva. Deci nu știu ce se pun, cum se pun. Da, da, ți punem două strapuri, dar așa. Și o să vedem. Și noi am finisat. Ne ducem să luăm bill of lading. După asta venim și ne pornim la drum. Ca vedeți, dacă merge mașina de gunoi, este înainte că mai cap lucruri de la dâns. Parcă suntem Zorro. Da, dar trebuie să te oprim și spate. Momentul ăla când te ridici la deal și ai numai 2000 de pounds și 505 cai sub capotă. Te simți să regele dealurilor. Uitați, faci și de ușor să ridici, că așa e o leacă de curbă. Dealul ăsta cât are de vreo 6%. Și că noi facem depășiri la toți. Noi cât avem? Avem doar 2000 de pounds. Dacă uitați-vă, ne-am pus GPS. Și la mine s-a stricat și un prieten mi l-a dat, dar nu e să-l folosesc. Se numește Garmin. Eu am avut Red McNally. Acum am pus GPS nou. Nu, altă marcă, adică. Dar e super, arată graficul. Așa la antenora ta, așa la trebuie să-l conectezi la Wi-Fi, să dai internet ca să îți arăte traficul, că este mii super. Îți arată și fără. Și ca așa noi ridicăm dealul.
66 de mile la oră. Suntem în statul Tennessee, orașul Nashville. Și că uitați-vă, la ieșire din oraș, uitați-vă și trafic. Aici sunt undeva de vreo 10 mile. Că așa e trafic. Noi acum și tot o să intrăm în trafic din cauza și ei tot să ieșim din oraș. Tot trebuie să ne ducem pe 65 Interstate. Noi să mergem pe 24 West și pe urmă să luăm 57. Din cauza aceea că 65 sunt mai multe orașe și drumul e foarte, foarte rău în Indiana. E foarte rău, vă spun drept. Și noi să mergem pe 24 West. Pe urmă să mergem 57 și pe urmă să ajungem la 294. Deja acolo să fie Chicago. Că uitați-vă, orașul Nashville. Partea stângă. E ca Nashville. Un oraș super frumos noaptea. Cine n-a văzut, uitați-vă la mine pe canal, este un video cu orașul dat. Foarte, foarte frumos. Îmi place orașul ăsta. Orașul ăsta e așa, e tineriel el, așa, nu știu, e pentru tineri. Dar uitați-vă aici, tot e trafic. Tot trafic ăsta se duce și se duce 24 East. Se duce spre Atlanta. Dar aici vă spun drept, cam tot, aproximativ tot timpul este așa trafic mare. În America când plouă, mult se răstoarnă. Așa că aici am intrat, nu știu ce pățit e, dar s-a răsturnat o lecție. Jack Ma! Să plec.